Mai multe echipaje de poliție, jandarmi și angajații Departamentului pentru Intervenție Rapidă al Poliției au descins la locuința lui Severică Vijulie. Aici au fost găsite mai multe obiecte furate, printre care cabluri telefonice, obiecte bisericești sau jenți de mașină. Efectuăm o percheziție domiciliară pentru identificarea celor bunuri care provin din furt. De altfel, până în prezent au fost găsite în acest imobil mai multe bunuri sustrase din biserici. Parte dintre ele chiar au fost recunoscute de către preotul uneia dintre bisericile sparte în urmă cu câteva zile. De asemenea, a fost găsită o cantitate impresionantă de deșeuri de cupru provenite din arderea unor cabluri telefonice sau cabluri electrice. Proprietarul casei spune că mare parte din bunuri au fost cumpărate legal. Deci totul e legal. Și cele de la biserică, lucrurile furate? Deci a luat muerea cu copilul și s-au pus deoparte când am venit eu din teren. Am văzut și le-am cunoscut. Zic, peste de ăștia nu se poate vinde niciunde. Ăștia sunt furate sau sunt niște peste care au, de undeva au fost puse. Păi și pentru alea aveți acte? Nu. L-a luat la, cum să zic... De unde le-au recomandat? De la hoția care a venit seara. Obiectele bisericești au fost sustrase din trei biserici din municipiul Târgu Jiu. Este vorba de bisericile de la Iezureni, Bârsești și Romanești. Preotul bisericii din Bârsești a recunoscut o parte din obiecte care au fost sustrase din parohia sa. Al dumneavoastră, din ce era acolo? Aproape toate. Trei căldărușe de botez inscripționate, le recunoscui. Policadrele, cele două policadre stativ desfăcute. Și cam atât. Acum să vedem când le-am asamblat cum stau. Bărbatul avea în curte și o topitorie unde se prelucrau obiectele furate. La fața locului s-au deplasat și comisarii gărzii de mediu Gorj, care au constatat că Severică Vijulie nu deținea autorizație de mediu. Din primele evaluări pe care le-am făcut la fața locului, am constatat că, de fapt, la punctul ăsta de lucru, societatea funcționează fără nicio autorizație. Ea a prezentat niște autorizații de mediu pe alte puncte de lucru. Din analiza acestora rezultă că nu se respectă condițiile de mediu. Prin urmare, societatea riscă, în primul rând, să fie închisă, o sancțiune maximă de 1 miliard și vom evalua și posibilitatea întocmirii unui dosar penal. La topitoria pe care Severică Vijulie o avea în curtea casei, lucrau 4 persoane fără forme legale de muncă. S-a fost un control făcut de ITM, au fost găsite 4 persoane fără forme de angajare, administratorul a fost chemat mâine să prezinte actele. Declarațiile persoanelor spun că nu au contracte de muncă. Riscă? O amendă de 3.000 și 4.000 pentru fiecare persoană depistată la muncă fără formă legală de angajare.